În lunea mare, femeile încep deja curățenia de Paști. Se scoate totul afară, se aerisește casa astfel încât să iasă toate relele de peste iarnă. Se văruiește și se spală totul. În ziua de marți se aspiră, se dă cu mătura, se spală geamurile. Miercurea mare este ultima zi în care se mai pot face treburi pe câmp sau se spală hainele. Din această zi se spune că bărbații trebuie să stea pe lângă casă și să-și ajute nevestele. Joia mare este ultima zi până la Paști în care se pomenesc morții, iar femeile merg la biserică, împart colacii de post, vin, miere și fructe. Bărbații aprind focuri, rituale în curți pentru sufletele morților care se reîntorc acasă. În după amiaza acestei zile se fac copturile, pâine, pască și cozonac. În vinerea mare sau vinerea patimilor se ține post negru, nu se face treabă sau mâncare, iar seara se merge la biserică, la prohod și se trece pe sub Sfântul Aer. Astfel, în sâmbăta mare, gospodinele pregătesc mielul sacrificat în această zi, fac ultimele pregătiri pentru masă și scot hainele noi pentru înviere. Seara se vopsesc ouăle, dacă nu s-au pregătit, din joia mare și se face un coș pentru biserică cu ouă, roșii, pască, cozonac, friptură de miel.